Mii de români s-au înghesuit să prindă tradiționala porție de fasole cu cârnați. La Iași, oamenii aproape că s-au călcat în picioare pentru a ajunge la ceaunele în care se prepara mâncarea. Deși este prezentată drept mâncarea tradițională a zilei naționale, ei bine, unele studii arată că 95% din fasolea tradițională provine de fapt din import. Asta nu pare să-i afecteze prea tare pe românii prezenți la mesele câmpenești organizate de autoritățile locale. Imediat după defilările de 1 decembrie, autoritățile au început să servească porții de fasole cu cârnați în aproape toată țara. Așa că, dintr-o dată, oamenii s-au îmbulzit la mâncare. Mii de oameni s-au adunat în Piața Unirii din Iași și au făcut orice pentru a ajunge să guste din mâncarea aburindă. Nici polițiștii locali n-au reușit să le stea în cale. Pentru a fi sigur că prind o porție, ieșenii s-au așezat din timp la coadă. Alții mai nerăbdători s-au îmbulzit și au dat din coate pentru a ajunge în față. Gata, mai așteptați, vă rog. După atâta trudă, oamenii au savurat din plin porția de fasole cu cârnați. Cum e fasolea? Bună! Bună? Foarte bună! Cât de mult ați așteptat? Cred că vreo 10 minute. Vorbesc serios. Și chiar de la capăt am luat-o așa. Am așteptat un an să mâncăm fasole ca la cazan. Cum mâncam de masă. Vremea frumoasă și festinul culinar din centrul Buzăului au scos afară din case sute de oameni. S-au pregătit 3.000 de porții de fasole, de care 2.500 de porții de fasole cu ciolan și desert plăcintă cu brânză și stafide. Este materie primă autohtonă. Cu toate astea, un studiu al Consiliului Concurenței arată că 95% din fasolea prezentată ca fiind tradițională provine de fapt din import, iar mai bine de jumătate din cârnații și costița afumate de români ajunge în țară tot din afara granițelor. Românii s-au arătat dezamăgiți de veste și spun că ar fi vrut ca măcar de ziua națională să guste din preparatele tradiționale românești. E corect că s-a dus din străinătate fasole? Nu cred. Cred că ar trebui să fie românească, tradițională. Românească, eu știu că e. Păi, eu îmi place românească. Ce să vă spun? Ca și străină acum. Nu știu de unde ești, eu proștiu, că de-aia vreau să o gust, să vedem de unde ești. Dacă o fi din străinătate, nu mă cred că nu cred că e bună. Cum vi s-a părut fasolea? E adusă din străinătate, față de cea românească. Foarte bună, e bună. E mai bună ca cea românească? Nu e mai bună, dar nu. Satisfăcătoare, da. V-ar fi plăcut românească? Da, da, categoric. Foarte bună. E bună decât cea românească? Nu e mai bună. Da? Nu, mai bună e asta românească. Și dacă în Galați nu s-a organizat o masă cu fasole și ciolan, câțiva tineri din Galați au sărbătorit românește la terasa dintre blocuri. Deși termometrele au indicat doar un grad, tinerii s-au încălzit cu vin fiert și au încins o petrecere de zile mari. Nu iese fasolica dacă nu folosim ustensil asta. Ia uite ce aici. Șef Radu, șef Cristi și șef Cătălin au fost cei care au preparat fasolea. La mulți ani România, la mulți ani România! Să trăiți, să fiți sănătoși!